Un bărbat a căzut pe peron în gara de aici după ce s-a dat jos din trenul ce venea de la Zalău. Bărbatul are în jur de 70 de ani și voia să ajungă în localitatea Becleian. Incidentul s-a întâmplat vineri la ora 12 și 15 minute. Prima persoană ce a sărit în ajutor a fost șefa gării, după care au venit în ajutor polițiștii și mecanicul gării. Aceștia au acordat primul ajutor bărbatului până la sosirea echipei SMURD. Victima a fost spălată cu apă oxigenată și bandajată, iar cei care au ajuns în apropierea lui au declarat că bărbatul și-a spart capul, nasul și fruntea, iar după intervenția echipei SMURD a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Какой?